Mai bine de 3 decenii schimbă viața comunei pe care o conduce. Cunoaște istoria fiecărei familii în parte și implementează proiecte viabile pentru a spori nivelul de trai în localitate. Protagonista noului sezon al emisiunii Direct din Viață este doamna de fier a comunii Budești, primărița Nina Costiuc. Ei, dar noi vrem... Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Da. Sunteți în proces de muncă, să înțeleg. Sigur că la primărie totdeauna suntem în căutare de soluții. Cum să facem ca viața să fie mai bună? Bine, atunci cât timp? Da, vă poftim să participați cu noi împreună. Bine, vă mulțumesc! Noi am început cu inaugurarea bradului. Mai departe, Veronica... Noi am stipulat ca să pe 4 decembrie la grădiniță vor veni rotarieni. Toți vor primi cadouri, dar este, am vorbit cu doamna Ludmila, spre întâmpini și părinții, la ora 4 vom face cadourile astea și eu cred că o să fie frumos. După aceea noi avem relații cu Clubul Rotary și vom putea să amânăm cadouri la clasele 1 și a 2. Sunt 4 clase. Listele, Lilia? Și cât să... 121 de copii. Când o să fie, nu știm încă data aici. Dar când o să știm data, atunci facem sărbătoare. Ce iau acolo? Tatiana... Ai lista celor care, prietenilor noștri, care să-i felicităm de Crăciun. Da. Da? Da, dacă poți să vedem. Ora 2, cine merge mai spuțin? Cu cine mergem? Până la sărbătorile de iarnă mai avem o lună și jumătate. Pregătirile deja sunt în la primăria din Budești. Ambasada Slovaciei. Atât. Mergem mai departe. Noi ne mai întâlnim, revenim la cheltuieli, la divizii de cheltuieli. Dar în rest, ce? 1 decembrie, ne pregătim pentru 1 decembrie, 4 decembrie, 22 decembrie și 29 decembrie. În afară de asta, încă dintre 20, cred că, sau poate fi și 18, Mihai, ambasada Germaniei după 20, cred că, nu, e pe 25 la Crăciun, toți. De ce noi trebuie să-i felicităm până la 20? Trebuie din proces la proces cu telefonatul și cu... Coordonatul timpului. Da, da. Eu asta mi-asum, tu pregătești. Ca să fii scurt, nu mai mult de 10 minute. Dacă e mai mult, nimeni nu ascult. Doamna Lidia, opinia asta separată, dumneavoastră aveți un exemplar. Este, mi-a făcut doamna Tatiana. Nu, n-am. E de la doamna Tatiana, da. Cere de la dânsă că este Xerox. Și Olesia a venit, am telefonat-o și o să vie. Când? Astăzi. Să vii să concretizeze ceva și pe urmă e, o să facă notă informativă. Că a spus că fără dumneavoastră... Da, e vine și ai telefonul ei. Da. Poți coordonezi cu dânsă la și ori să vii. Da. Da. Bun. Dise dimineață munciți. Lați loc. Mersi mult. A fost ședință. Ce ați făcut? Ați pus la cale sărbătorile de iarnă? Totul trebuie din timp. Vrei să faci lucruri frumoase, ele trebuie să fie plănuite și bine organizate. În alt mod nu ai succes. Pentru mai ales că ține de organizarea cu oamenii și aici trebuie să fii foarte atent și foarte operativ și foarte bine calculat, să calculezi posibilitățile, cheltuielile care țin de organizare.
O bună organizare prevede o bună pregătire. Primarul. Pentru a petrece și a organiza măsuri culturale, sportive, deci de orice mod. Ne mai vorbim de proiecte și de infrastructură și de lucruri reale. Primarul este o funcție sau este o vocație? Este și o funcție, dar orice lucru, dacă nu este făcut cu tragere de inimă și cu multă dragoste, nu poți să ai succes. De aceea eu cred că devine vocație. Mai bine de 3 decenii sunteți în această funcție, la această masă. Cum v-a reușit... cum ați reușit să căpătați încrederea oamenilor pentru a vă alege pe o perioadă atât de îndelungată? Nu m-am gândit la răspunsul la această întrebare. Cum am reușit? Eu cred că am reușit prin muncă și prin mare dragoste față de oamenii care mă înconjoară, față de locul unde m-am născut și unde... trăiesc, mă bucur de viață și unde voi rămâne. În sufletele și poate în memoria celor care vin după mine. Vă aduceți aminte cum a început cariera noastră profesională? Cum au fost primele zile, experiența? Asta a fost foarte de mult. Aveam 19 ani când am pășit pragul acestei case care se numea Soviet Sătesc. Și am avut o onoare ca să lucrez cu oamenii din localitate de la mine, să-i cunosc mai bine și sigur că să dau dovadă de capacități de conducător cu realizări și fapte concrete. Deci un gospodar, o gospodină învață toată viața să fie un om integru, un om care știe pentru ce trăiește, care, fiindcă noi toți ne întrebăm care este sensul existenței noastre. Eu cred că este ca să nu facem rău. Dacă nu poți face ceva, mai bine să nu faci nimic, dacă vrei să faci rău. Am observat din activitatea dumneavoastră, deci ceea ce mă întorzesc pe rețele de socializare, dar și din reportajele pe care le-am văzut, sunteți foarte activă. Încercați să implementați proiecte viabile aici în comună. Cum vă reușește să faceți acest lucru? Prin dorință foarte mare. Dacă vii la serviciu și îți iubești munca, ai dorință mare de a face lucruri frumoase. Fiindcă dacă să revin la întrebarea noastră, la discuția noastră, omul trebuie să nu facă cel puțin rău dacă există, dacă s-a născut pe pământ, cel puțin să nu faci rău. Dar în genere, sensul vieții este de a face bine, de a ajuta oamenii, de a prețui viața și viața celor care te înconjoară, de a iubi. După diplomele, multele diplome pe care le aveți aici, să înțeleg că lumea vă iubește și apreciază lucrurile. Păi și eu iubesc. Și eu îmi iubesc foarte mult colegii. Am foarte multă lume bună cu care o cunosc și care o respect foarte mult. Și în genere pun planul întâi pe respectul față de om și aprecierea. Fiindcă fiecare om este unicat în felul său și ai ce învăța de la fiecare care îl întâlnești. Și are ceva bun, cel mai bun. Noi trebuie să vedem ce mai bun în om, dar nu ce mai rău. Și așa să fim pozitivi.
Ne faceți o excursie în lumea diplomilor și a meritelor dumneavoastră? În genere vreau să vă spun, Anastasia, că nu aștept de la oameni recunoștință și nici nu te sfătui nici pe tine să aștepți ca să fie apreciată. Da, noi toți așa e ființa umană, că vrei să te evidențiezi, vrei să fii cel mai bun la învățătură, cel mai bun în serviciu, dar asta nu este cel mai important. Trebuie să fii cel mai bun, dar să nu aștepți pentru asta o răsplată. Da, exact. Trebuie să trăiești și să iubești oamenii, să iubești ceea ce faci. Nu contează ce anume. Că ai făcut curat în casă, să o faci cu dragoste. Că faci o mâncare, să o faci cu dragoste, că altfel nu este gustoasă. Și mai ales la funcția de primar. Aici nu... În competențele unui primar intră foarte... Deci intră viața unei comunități și în fiecare zi ai ceva nou, ai de rezolvat noi probleme și trebuie să găsești și soluții. Pentru asta trebuie să ai, cred eu, multă dragoste, multe cunoștință și să mergi înainte, să cauți soluțiile, să nu te dai bătută, să implici oamenii, să știi că nu ești singură. Și iarăși revin, nu aștepta de la oameni recunoștință și nu te supăra că nu-ți sunt recunoscători. În loc de îngânfală, să ai mai multă minte, în toată ziua întreabă-te cât bine ai făcut, muncește neîncetat, zâmbește și iubește-ți aproapele tău mai mult ca pe tine însuși. De fapt, asta este în Biblie scris, nu de mine. Aici mă mândresc cu diplomele, cu aprecierea instituțiilor, organismelor cu care colaborez, participăm, Primăria Budești participă în diferite proiecte și aici mai ales vreau să subliniez că noi participăm în programul Bunilor Practici, care este finanțat de către Consiliul Europei și implementat de către IDIS Viitorul. Eu cred că fiecare din noi, dacă are o experiență bună, trebuie să se împartă cu ea, ca să poată să fie preluată. În partea aceasta am văzut și câteva decorații. Am vrut să vă întreb ce sunt ele, pentru ce da. Sunt oferite. Acesta este Ordinul Gloria Muncii, dar cred că după 40 de ani de activitate, munca mi-a fost apreciată de către stat și mă mândresc cu această apreciere. Aceasta? Aceasta este Ordinul Sfintei Agafia, înmânat de către Mitropolia Moldovei. Recent, la 19 septembrie, când înalt preasfințitul Vladimir a sfințit picturile din biserica din localitate. Biserica are peste 100 de ani și în timp de 2 ani de zile noi am reușit să pictăm înăuntru bisericii și sigur că nu a fost posibil să fără participarea multor inoriași, multor oameni de bună credință care și-au adus aportul și își aduc aportul la dăinuirea acestui lăcaș. Eu cred că noi o să reușim să mergem și la biserică să vedem... Cu mare plăcere! Picturile. Aici vă uitați, țin foarte mult la această mențiune. Primar emerit. Da, este... înmânat de către Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova. Se înmânează această insignă pentru mandatele
de care dispune un primar. L-am primit la, eram la al patrulea mandat. Acum sunt la șaptelea. Aceasta este la fel o insignă Comisiei Electorale Centrale și aș vrea să vă arăt că mi-au adus și o informație, deci o diplomă unde s-au luat din arhiva Comisiei Electorale Centrale din 99 încoace, care au fost rezultatele la alegerile locale a participanților în scrutin. Deci se observă procentajul pentru dumneavoastră este cu mult mai mare decât a celorlalți, pe să le spunem, concurenți electorali. Și aici găsim medalii și diplome. Da, aici... Festivalul Internațional Rodul Pământului, Zilele Recoltei. Da, noi avem colaborări cu primării de peste hotare. Așa cum ar fi în 2003, am semnat contractul de parteneriat cu o localitate din Germania, Kaufungen. După aceea am semnat contractul de colaborare, de parteneriat cu Bertinoro, Italia. Și în continuare această activitate de relații cu primăriile de peste hotare a fost continuată. Noi ne mândrim cu parteneriatul din Suedia, cu Ale Comun. În baza acestui parteneriat am semnat un triplu parteneriat și cu Ganzi Botswana din Africa de Sud. În cadrul parteneriatului, noi acum lucrăm asupra unui proiect cu privire la abandonul școlar. Cu mare plăcere și mândrie vorbesc despre parteneriatele cu primăriile din România, așa cum ar fi Cumpăna, Constanța, județul Constanța, unde este primar doamna Mariana Gâjul, și ea este de acum la al cincilea mandat. Ne-am cunoscut în 2009, de fapt, la Congresul Autorităților Locale și Regionale din Strasburg, ca după aceea să semnăm și contract de înfrățire. Acest contract de înfrățire ne-a dat posibilitatea de a pune la dispoziția multor tineri schimbul de experiență cu primăria Cumpăna. Mulți copii au beneficiat și de odihnă de vară din familiile vulnerabile, din copii dotați care au meritat ca să meargă să vadă țara română, să meargă peste Prut. Și în cadrul acestui parteneriat dintre Budești și Cumpăna, el s-a extins, a fost preluat și de alte primării din Republica Moldova și undeva 1000 de copii au beneficiat de schimb de experiență, de odihnă de vară. La fel vreau să vorbesc și despre parteneriatul cu Băișoara. Asta e Cluj, acolo este Minodora, Susana Luca, la fel o doamnă care are 6 mandate și cu care ținem o relație de suflet și am fost în ospiție cu 19 activiști, oameni, consilieri, tineri din localitate și am văzut Clujul, am deci vizitat primăria din Cluj și am făcut cunoștință cu oamenii din Băișoara. Este ceva extraordinar. Deci avem legătură, avem ieșiri la mare și la munte. Și la munte. Da. Succesul, deci realizările unui primar, presupun eu că depind mult de echipa pe care o are în spate. Sigur, sigur. Ați putea să ne faceți cunoștință cu echipa dumneavoastră? Da, încep cu secretarul, cu doamna Elena Zagornei, care are o experiență foarte mare de activitate profesională.
sigur că și are și o pregătire și pedagogică și managerială. Am făcut studii la Academie în domeniul administrării publice. Are peste 20 de ani de activitate, da, doamna Elena? Spunem 20. Rotungim, rotungim. Domnul Iuri, inginerul cadastral și perceptorul fiscal. Acum este lipsă, dar domnul inginer este pe loc. Bună ziua, Iuri! Cum îți merge? Bine v-am găsit! Cum pregătești materialele pentru o confirmare, da? Și câți agenți economici avem la ziua de astăzi? Agricole. Agricole, la persoane fizice, avem la peste 1000. Peste 1000. Opa, nu trebuie să scriu rectificare numărul și numărul. Bună ziua! Dacă ar fi să o caracterizați pe doamna primară în câteva cuvinte... Nu, nu avem așa că... În sfârșit, nu. Dar noi, așa ceva, noi... Tot timp trebuie de făcut, facem, doamna primar, găsim soluțiile, toate soluțiile, dar mergem înainte. Pentru a face lucruri frumoase, da, pentru oameni până la urmă, de a schimba lucrurile spre bine, fiindcă numai prin efort deosebit poți ca să realizezi și numai cu oameni împreună și sigur cu răspundere mare. Astăzi am făcut cunoștință cu echipa ce stă în spatele unui primar de succes. Astfel, pentru a gestiona o echipă de profesioniști, e nevoie de mult devotament. Mâine vă invit să mergem la școala din localitate, dar și să mergem în teritoriu pentru a vedea cum merg lucrările de amenajare a noului teren de joacă din Budești.